În perioada anului nou, între 30 decembrie 2017 și 1 ianuarie 2018, în județul Neamț au avut loc 9 accidente rutiere ușoare și un accident rutier grav. Unul dintre evenimente a avut loc în Roman după ce un șofer a adormit la volan. Polițiștii rutieri au fost în stradă, acționând în permanentă pentru prevenirea accidentelor rutiere, astfel că în perioada 30-1 ianuarie 2018, la nivelul județului Neamț, au fost înregistrate 10 accidente rutiere, dintre care doar un accident a fost soldat cu persoane rănite grav. Polițiștii au aplicat 96 de sancțiuni contravenționale în toată această perioadă, 35 dintre acestea fiind pentru depășirea limitei legale de viteză pe respectivul tronson de drum. Și totodată au fost reținute 9 permise de conducere, dintre care 2 pentru excesul de viteză. Polițiștii rutieri vor fi în continuare în stradă și vor acționa pentru siguranța și fluența traficului. Ei le recomandă șoferilor să conducă prudent.